Bun găsit, doamnelor și domnilor! Continuăm astăzi prezentarea celor mai importante evenimente care au avut loc săptămâna aceasta în Senat și Camera Deputaților. Iată subiectele emisiunii. Legea privind recunoașterea vechimii în muncă pentru activitățile economice desfășurate ca persoană fizică autorizată a fost adoptată de Parlament. Senatorii au aprobat ordonanța de urgență a Guvernului privind acordarea unui ajutor de stat pentru complexul energetic Oltenia. Deputații au dezbătut o propunere legislativă care prevede ca durata verificărilor unei persoane pentru identificare făcute de poliție la sediul acesteia să se prelungească de la 8 la 12 ore, dar să nu depășească acest interval. Deputatul USR de Bacău, Cristian Pauli Kim, a renunțat la afacerile din Marea Britanie și a venit în țară, decis să facă ceva pentru a schimba viitorul copiilor săi. Detalii în rubrica Birou Parlamentar. Recunoașterea vechimii în muncă și, după caz, a vechimii în specialitate pentru activitățile economice desfășurate de o persoană ca persoană fizică autorizată a fost reglementată de Parlament. Legea adoptată de plenul Camerei Deputaților în această săptămână completează un alt act normativ și răspunde realităților economice pe care aproape 50 de parlamentari le-au identificat abia anul trecut. Persoanele fizice autorizate care desfășoară o activitate economică și au achitat contribuțiile, taxele și impozitele prevăzute de lege pot beneficia de recunoașterea vechimii în muncă. Inițiativa modificării legislației care vizează activitatea prestată de persoana fizică autorizată aparține unui număr semnificativ de parlamentari de la Partidul Național Liberal și de la Uniunea Salvați România. În expunerea de motive, inițiatorii au arătat că propunerea legislativă este compatibilă cu obiectivul din programul de guvernare 2020-2024, care presupune asigurarea cadrului legislativ și economic în vederea dezvoltării profesiilor liberale și a activităților antreprenoriale pe cont propriu. În același document se mai arată și faptul că statul trebuie să-i susțină și să-i încurajeze pe toți cetățenii care doresc să lucreze, fie că este vorba de muncă prin contract de muncă, sau ca liber profesioniști, întrucât ambele categorii cotizează la buget. Argumentele au stat în picioare și la dezbaterile care au avut loc la comisiile de specialitate ale Camerei Deputaților, ce au propus plenului adoptarea raportului favorabil noii reglementări legislative. Ce se întâmplă în acest moment cu persoanele care lucrează ca PFA-uri? Ele prestează o muncă într-un anumit domeniu economic, plătesc asigurări de sănătate, taxe și contribuții la pensii, sunt specializate, au competențe și au spirit antreprenorial, însă în momentul în care se duc să se angajeze într-o instituție publică, nu le se recunoaște vechimea în muncă. În momentul în care, de exemplu, doresc să participe la un concurs, iarăși primesc respingere pentru că nu au vechimea necesară. Practic, prin acest proiect de lege se recunoaște vechimea în muncă și în specialitate pentru perioada în care o persoană desfășoară activități ca persoană fizică autorizată. Eu însumi am fost în această situație timp de foarte, foarte, foarte mulți ani de zile, aproape întreaga mea activitate profesională desfășurată până acum, cu excepția a puțini ani, în care am activat pe piața muncii ca persoană fizică autorizată, fără a beneficia de calculul vechimii la pensie, chiar și atunci când am achitat contribuții la sistemul de pensii, deoarece impunerea contribuției anuale pentru PFA la acel moment nu era reglementată la un nivel considerat suficient de mare, adică acele 12 salarii minime în anul respectiv. A făcut parte, intenționam să fac o inițiativă legislativă, însă deoarece inițiativele noastre în general nu sunt votate indiferent de conținutul lor. Nu am făcut-o. Voi face câteva amendamente sub forma unui nou proiect legislativ pe care de-abia aștept să văd dacă le veți vota sau nu. În momentul ăsta, în România, sunt 416.090 de persoane fizice autorizate active, conform Oficiului Național al Registrului Comerțului. Dar o altă lege, pe care o avem depusă în pachetul de sprijin pentru munca independentă, în dezbatere la Senat, vizează recunoașterea vechimii muncă și a vechimii de specialitate
pentru niște oameni esențiali în comunitățile noastre, medicii de familie. Sunt 10.652 de cabinete independente de medicină de familie, din păcate majoritatea mediul urban și doar 4.000 dintre acestea mediul rural. Și peste 10.000 de cabinete medicale independente de specialitate, 15.650 de cabinete stomatologice independente. Pentru toți acești oameni, care conform statutului lor nici măcar nu-și pot face singur contract de muncă, ca medici de familie, este necesar să fie votată în completarea pachetului de sprijin pentru munca activă, alături de votul pentru recunoașterea vechimii muncă a PFA-urilor și întreprinderilor individuale și legea care prevede recunoașterea vechimii muncă și a vechimii de specialitate pentru medicii de familie. Plenul Camerei Deputaților a adoptat actul normativ potrivit căruia persoanele fizice care desfășoară o activitate economică ca persoană fizică autorizată și au achitat contribuțiile, taxele și impozitele prevăzute de lege să beneficieze de recunoașterea vechimii în muncă și, după caz, a vechimii în specialitate. Documentul urmează să fie înaintat la președinție pentru promulgare. Criza energetică actuală a determinat guvernul să adopte o ordonanță de urgență care vizează restructurarea complexului energetic Oltenia și salvarea acestuia de la faliment. Actul normativ prevede acordarea unui ajutor de stat în vederea achiziționării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru perioada 2021-2025. Senatorii au dezbătut luni proiectul de lege privind aprobarea ordonanței de urgență a Guvernului prin care se acordă un ajutor de stat pentru restructurarea societății Complexul Energetic Oltenia S.A. Complexul Energetic Oltenia este principalul producător de energie din România pe bază de lignit indigen și a contribuit până în prezent la asigurarea securității energetice naționale, în principal în perioadele de secetă prelungită sau în perioadele de iarnă cu temperaturi scăzute. Planul de restructurare are ca obiectiv evitarea falimentului societății și păstrarea unui număr semnificativ de locuri de muncă. Comisia pentru Energie și Comisia pentru Buget Finanțe din Senat au prezentat plenului un raport comun de admitere a proiectului de lege. Potrivit notei de fundamentare, este necesară asigurarea surselor de finanțare pentru realizarea investițiilor la societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. pentru producerea de energie electrică din surse regenerabile în contextul asumării decarbonării de către statul român prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Prin actul normativ se aprobă participarea statului prin Ministerul Energiei la majorarea capitalului social al Complexului Energetic Oltenia prin aportul numerar cu suma de 180 de milioane euro, iar în acțiunile emise de societate, în schimbul aportului numerar la majorarea capitalului social, revin statului român și sunt administrate de Ministerul Energiei, care exercită calitatea de acționar în numele statului. Ajutorul de stat, sub formă de granturi pentru finanțarea achiziției de certificate de emisii de gaze cu efect de seră, se va acorda anual de la bugetul de stat prin bugetul aprobat Ministerului Energiei. În timpul dezbaterii, senatorii au susținut actul normativ propus de guvern, însă au fost formulate și acuzații asupra modului în care a fost administrat până acum Complexul Energetic Oltenia. Cred că importanța acestui ajutor de stat este unul extrem de ridicat. Trebuie să avem în vedere că suntem într-o criză energetică, unde este nevoie de a majora capacitățile, de a mări capacitățile de producție. Putem spune că suntem în acea situație avantajoasă, noi ca și stat, că avem încă capacități funcționale, unde, dacă suntem destul de chibzuiți și avem o strategie punctuală, putem să repornim, bineînțeles, dacă există și finanțare pentru aceste intenții, pentru aceste deziderate. Anul trecut erau foarte multe voci când spuneau că trebuie să închidem cărbunele. Da, poate trebuie să închidem, ca și polonezi, în 40 de ani, 50 de ani, deoarece dacă trecem pe celelalte resurse, atunci când nu bate vântul, când nu iese soare, ce facem? Sau când iese secetă? Va trebui să repornim aceste termocentrale și aș avea o întrebare pentru grupul de la USR. În 2016 era 1 miliard de euro pentru modernizarea termocentralelor. De ce ați oprit aceste modernizări? Trebuie să fim conștienți că aceste sume colosale care se alocă ca ajutor de stat, pentru că nu e vorba doar de 1,08 miliarde de euro, trebuie să mai adăugăm și cei 251 de milioane de euro care s-au alocat prin OUG 12 din 2020. Deci ajungem la peste 1,3 miliarde de euro. Acești bani reprezintă, de fapt, prețul corupției sistemice de-a lungul
celor 20-30 de ani, în care CE Oltenia a fost de fapt marea pușculiță, găina cu ouă de aur pentru PSD, în primul rând, și PNL, care s-au succedat la conducerea acestor companii. Nu puteți să aveți energie exclusiv verde, s-a menționat foarte clar, și nu poate exista energie fără să avem și termocentrale. Da, este salvatoare această ordonanță, numai că e pe un timp foarte scurt, iar noi suntem deja într-o situație de aproape de faliment, având în vedere că, onor domnul Câțu, ne-a tot împrumutat să mai plătim salarii și pensii. La finalul dezbaterilor, proiectul de lege pentru aprobarea ordonanței de urgență numărul 21 din 2022 a fost adoptat de senatori cu 100 de voturi pentru, o abținere și niciun vot împotrivă. For decizional este Camera Deputaților. Senatul a adoptat o propunere legislativă care va ajuta la reducerea poluării în orașe. Parlamentarii europeni au cerut coridoare umanitare pentru copiii ucrainieni și măsuri împotriva traficului și exploatării. Mai multe amănunte în rubrica știrilor pe scurt. Senatul a adoptat o propunere legislativă prin care se creează un sistem național pentru asigurarea monitorizării calității aerului. Au fost înregistrate 59 de voturi pentru, 43 de voturi împotrivă și 2 abțineri. Actul normativ prevede instalarea unei rețele de senzori pentru monitorizarea și măsurarea calității aerului și recomandă monitorizarea particulelor ultrafine în suspensie. De asemenea, se introduc anumite atribuții în sarcina primarilor, precum informarea publicului cu privire la calitatea aerului înconjurător și a reprezentanților Gărzii Naționale de Mediu. Propunerea legislativă urmează să fie dezbătută și de Camera Deputaților, care este for decizional în acest caz. Comisarul European pentru Afaceri Interne, Ylva Johansson, a declarat în plenul Parlamentului European că trebuie să știm unde sunt cele aproximativ 2 milioane de copii care au părăsit Ucraina din cauza războiului cu Rusia și niciun copil nu trebuie să se piardă. Aceasta a adăugat că părinții ucrainieni contează pe statele europene să le protejeze copiii, în timp ce luptă pentru țara lor și pentru valorile comune europene. Înaltul oficial le-a spus eurodeputaților că Uniunea Europeană a creat împreună cu Ucraina o echipă comună pentru a încheta crimele de război și crimele împotriva umanității. În plen, parlamentarii europeni au cerut coridoare umanitare pentru copiii ucrainieni și măsuri împotriva traficului și exploatării. Deputații au dezbătut o propunere legislativă care prevede ca durata verificărilor unei persoane pentru identificare făcute de poliție la sediul acesteia să se prelungească de la 8 la 12 ore, dar să nu depășească acest interval. Se permite astfel unei persoane să părăsească sediul poliției după expirarea celor 12 ore, chiar și în lipsa stabilirii identității. Marți, Camera Deputaților a luat în discuție legea 218/2019 privind organizarea și funcționarea poliției. Articolului 36 din lege i s-au adus modificări și completări privind măsura conducerii administrative la sediul poliției pentru identificarea și luarea de măsuri legale față de persoana care este verificată. Data examinării se va realiza de îndată ce a ajuns la sediul instituției și nu trebuie să depășească 8 ore de la momentul inițierii deplasării. Era necesară o astfel de reglementare, totuși eu aveam o problemă cu acest timp. Uitați-vă că reținerea în dosarul penal este de 24 de ore, deci, repet, reținere penală, aici avem timpii la jumătate, adică 12 ore, pentru ce? Pentru o identificare. Adică conduc un om la sediul poliției și pot să-l țin 12 ore ca să-l identific în secolul 21. Procedura este în regulă, problema este la timp. Adică, practic, lucrul ăsta se putea, știu eu, discuta acum 30-40 de ani, când nu avem acces la date și nu puteam să identificăm o persoană. Ori în secolul 21, să spui că iei un om și îl reții administrativ, că vorbim de o reținere administrativă, atenție, pentru stabilirea identității, că nu vorbim de alte acte sau fapte contravenționale ori penale, că acolo avem proceduri speciale prevăzute în legile pe care tot noi le-am adoptat în Parlamentul României. Singura discuție ar fi la timp și sigur că mă gândesc că reducerea timpului la jumătate ar fi mult mai,
mult mai în regulă cu ceea ce se întâmplă astăzi în România. Obiectul de reglementare este modificarea în scopul prevenirii și eliminării apariției oricăror moduri neunitare de acțiune în rândul polițiștilor. În acest sens, se propune stabilirea unei durate determinate pentru aplicarea măsurii de conducere a unei persoane la sediul poliției și pentru desfășurarea activităților polițienești conexe acestei măsuri. Modificarea articolului 36 din legea 218/2002 vine ca urmare a interpretării diferite a ceea ce înseamnă timpul necesar identificării unei persoane la secția de poliție. Limitarea clară a duratei în care persoana trebuie condusă la sediul poliției și identificată protejează cetățenii de posibile abuzuri de putere din partea organelor de poliție și în același timp protejează instituția poliției de eventualele procese. Deși este o modificare a unui articol, considerăm că această detaliere clară a timpului petrecut de cetățeni în custodia poliției în vederea identificării reprezintă un plus pentru toată lumea. Grupul parlamentar PNL susține adoptarea prezentului raport. Este o măsură binevenită pentru a preveni posibilele abuzuri, dar și prin stabilirea unei durate determinate pentru aplicarea măsurilor de conducere a unei persoane la sediul poliției, dar și pentru desfășurarea activităților polițienești conexe. Acestei măsuri este binevenită pentru prevenirea și evitarea posibilor abuzuri care pot apărea în astfel de situații. În cursul dezbaterilor ce le-am avut în Comisia de Apărare, Ordine Publică, Siguranță Națională din Cameră, am eliminat un amendament care a fost depus, care viza pe undeva reducerea timpului care este prevăzut în acest proiect 8, respectiv 12 ore, prevederea era de 3, respectiv 4 ore. Ceea ce era imposibil pentru lucrătorii de poliție să desfășoare activitățile procedurale pentru conducere. Să nu uităm că avem localități în mediul rural, în special, cu o dispersie foarte mare și pur și simplu era imposibil de desfășurat aceste activități. Grupul AUR susține acest proiect de lege. Este momentul ca să se mai reglementeze unele dintre lacunele legislative în ceea ce privește activitatea poliției. Întrucât în practică se pot ivi situații în care identitatea persoanei nu poate fi stabilită în termen de 8 ore, se propune ca durata să se prelungească cu perioada necesară pentru clarificări, fără să depășească 12 ore. În corelare cu modificările aduse, se instituie obligația ca poliția să permită persoanei să părăsească sediul pentru finalizarea activităților respective după expirarea celor 12 ore, chiar în lipsa stabilirii identității. Deputatul USR de Bacău, Cristian Paul Ichim, a renunțat la afacerile din Marea Britanie și a venit în țară decis să facă ceva pentru a schimba viitorul copiilor săi. Detalii în rubrica Birou Parlamentar. Interviul integral puteți urmări pe canalul YouTube al Televiziunii Române. Domnule deputat, sunteți la primul mandat. Anterior ați lucrat exclusiv în mediul privat. Ce v-a determinat să treceți din zona afacerilor în zona parlamentară? Nu mi-am dorit efectiv să intru în sistemul de stat până în momentul în care am văzut că a mei copii au crescut. Și atunci, dat fiind că România este o țară europeană și în Uniunea Europeană în acest moment, m-am gândit că este necesară o implicare mai activă pentru a le oferi cumva un viitor în România. Discutăm mult despre o reformă în România și discutăm de foarte mult timp. Și atunci am decis să fac pasul să-mi aduc aportul la viața publică a României. Ați lucrat foarte mult în Marea Britanie. De ce ați plecat în Marea Britanie și de ce v-ați întors în România? Am revenit în țară undeva când România intra în Uniunea Europeană din motive personale. Nu pentru că am văzut cumva o schimbare majoră în țară. Au fost motive personale pentru care am renunțat la pozițiile și ceea ce viața din Marea Britanie, revenind în țară când a mei copii erau mici. De asta și mai devreme m-am povestit și m-am explicat intrarea efectivă în politică a fost motivul viitorului pentru copii, în mod special. Sunteți deputat de Bacău. Ca membru USR, care sunt proiectele legislative cele mai importante pentru această sesiune parlamentară? După cum știe toată lumea, Moldova are nevoie de autostrăzi. Principalele proiecte
țin de partea de infrastructură și de asemenea de educație în Moldova. Pentru Bacău, și știți destul de bine, avem prins în PNRR autostrada A7, care, denumită și coloana vertebrală a Moldovei, va uni Bucureștiul, capitala țării, cu zona de nord-est, Bacău, până la Suceava și Vama. De asemenea, deoarece sunt și vicepreședinte al Comisiei de Transporturi și Infrastructură, urmăresc îndeaproape evoluția proiectelor și avem autostrada A13, care leagă Brașovul de Bacău, de asemenea un punct foarte important pentru dezvoltarea județului Bacău, m-ați întrebat în mod special de Bacău. Cu privire la educație, cum am menționat mai devreme, în județul Bacău avem o rată foarte mare a abandonului școlar. Și atunci mă preocupă foarte mult cum putea aduce fonduri și de asemenea sunt în PNRR fonduri pentru reducerea abandonului școlar și de asemenea cred foarte mult că a putea să ne dezvoltăm la educație, ar trebui să depolitizăm tot ce înseamnă educație. Și astfel țin o legătură apropiată cu sistemul de învățământ, cu școlii, directorii și chiar inspectoratul școlar din județul Bacău. Ați văzut sistemul din Marea Britanie. Ați vorbit de depolitizarea educației. Ce înțelegeți prin depolitizarea educației, gândindu-vă la ceea ce ați văzut în Marea Britanie? Comparând cu Marea Britanie, în primul rând, mi-aș dori să avem directori, nu numiți, ci aleși pe bază de concurs, pe baza unui plan de management, pe baza unor criterii. Efectiv, să vedem niște rezultate. Atât timp cât vom avea, în mod special, numiri pe aceste posturi, nu cred că vom avea performanță și un interes real a directorilor cu privire la unitățile de învățământ pe care gestionează. Acești directori, însă, ei depind în mare măsură de bugetul pe care îl acordă ministerul, depind foarte mult, de asemenea, de primarul localității în care se află școala. Credeți că e suficient doar să depolitizezi? Gândiți-vă că interacționează cu aceste mecanisme care sunt eminamente politice. De acord cu dumneavoastră. Nu este suficient să depolitizezi. Dar ai nevoie de oameni competenți pe partea managerială pentru a implementa proiecte, de asemenea pentru a fi interesați să meargă să discute cu primarul, Consiliul Local care apropie bugetul efectiv și dacă nu avem oameni cu un plan de management, atunci ei nu vor fi interesați să tragă de mână primarul efectiv să aloce sume de bani pentru investiții în unitățile școlare. Asta este un aspect foarte important. Da, dacă la nivel de Consiliu Local și vedem administrație locală, să spunem, în bugetul local sunt prinse diferite sume. Aparatul primăriei este cel care cumva împinge acele proiecte și mai ales faptul că discutăm despre studii de fezabilitate foarte multe proiecte tehnice. Pentru a avea o maturitate și a investi bani în unități de învățământ, avem nevoie de aceste studii. Dar dacă nu este o colaborare între un manager competent, nu numit, ci ajuns acolo bază de concurs, nu putem avea un interes real pe dezvoltarea acelor unități de învățământ sau acelei unități de învățământ. Acestea au fost cele mai importante evenimente petrecute în Senat și Camera Deputaților. Așteptăm aprecierile și comentariile dumneavoastră pe YouTube, Facebook și Instagram la adresele afișate pe ecran. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc pentru că ne urmăriți. La revedere!